Echipa Colegiului Național Trans s-a întors din Federația Rusă de la tabăra de vară de matematică din Sankt Petersburg, fostul Leningrad bolșevic. Astfel, copiii însoțiți de către directorul Colegiului Național Traian Manuela Praj au petrecut câteva zile bune în Federația Rusă, departe de zona de conflict a Donbasului, unde rebelii proruși continuă, prin sprijinul Federației Ruse, să mențină o zonă importantă a Ucrainei ocupată. Astfel, copiii au avut un program aproape militarizat, mai ceva ca la tabere de la Navodari. Astfel, deșteptarea suna la ora 8 și până la ora 8 și un sfert se efectua pregătirea fizică de înviorare, apoi o mică gustare de dimineață și începeau cursurile, apoi iarăși gustare și iarăși cursuri. După orele de curs, elevii primeau câte o temă ce trebuia dezvoltată în cadrul grupului național din care făceau parte. Ne trezeam pe la 8, la 8 și un sfert făceam înviorarea ca să fim, să zic așa, fresh pentru ore, apoi mâncam ceva pe la 8 jumate, apoi aveam ore. Și după ore aveam din nou gustare, dar intercalat între ele două. Apoi aveam din nou ore. După aceea aveam o oră liberă, după ce se termina ora, făceam o discuție de vreo jumătate de oră. Despre ce? Erau mai multe teme, dar de obicei vorbeau despre ce o să facem astăzi. Apoi ne duceam la grupele noastre fiecare și acolo trebuia să dezvoltăm tema zilei de acolo. Într-una din zile mi-a plăcut mie mult de tot, am avut și o bătaie cu apă, foarte frumos. Parcă am pierdut, asta e, dar totuși a fost foarte frumos. Elevii au avut parte și de distracții, dacă le putem spune așa, și anume o bătaie cu apă și o vizită culturală la celebrul palat de iarnă al țarilor. Mie mi-a plăcut foarte mult în tabăra din Rusia, am stat acolo în 14 zile, două săptămâni, ne-am distrat de minune, mai ales că am avut și lecții de matematică îmbinate cu activități de comunicare și de joc. Ați vizitat? Am vizitat o bună parte din orașul Sankt Petersburg, printre care și Palatul de Iarnă. Am vizitat și Palatul din Peterhof și multe alte obiective turistice importante. Manuela Praja, directorul Colegiului Național Traian, a susținut mai multe cursuri de pregătire alături de profesori din Federația Rusă și din Spania la această tabără de vară de matematică din Federația Rusă. Elevii Colegiului Național Traian, în număr de 8 elevi, în urma unui parteneriat încheiat de școala noastră cu Universitatea Sankt Petersburg și Fundația Internațională de Caritate în Matematică Leonard Euler, au participat elevii, după cum spuneam, la tabăra internațională multidisciplinară de la Sankt Petersburg, prilej cu care am avut ocazia să observăm și să fim parte activă a unui program foarte încărcat și foarte bine pus la punct, atât de dezvoltare personală și de cultivare a propriului eu al copiilor, dar și program de matematică, respectiv informatică. Astfel am fost frumos, bucuroasă să constat că elevii noștri au participat 2 ore și 20 de minute, câte două module de 2 ore și 20 de minute, la cursuri care s-au ținut cu profesori ruși, spanioli, români și eu am ținut cursuri acolo și după aceea un program foarte încărcat de activități. La început a fost greu pentru elevi, dar după aceea s-au acomodat și le-a plăcut foarte mult. Ceea ce pot să spun este că au avut de învățat și anume ce înseamnă o activitate strictă, cum se respectă un program strict, ce înseamnă disciplina și distracția în același timp. Sigur că în cadrul grupelor elevii noștri s-au remarcat, chiar doi dintre ei au primit distincție de activitate, de implicare activă în concursurile și lecțiile ținute acolo și, de asemenea, trei dintre ei au fost câștigători ai Olimpiadei Internaționale de Matematică, formula de unitate, căreia îi datorăm această participare în această tabără și, în plus, au beneficiat și de bursă din partea fundației. Galaxy TV face un apel către conducerea Colegiului Național Traian să promoveze toate activitățile și rezultatele tuturor elevilor și profesorilor. Pe surse din interiorul liceului aflând că, în afară de elevii de gimnaziu ai Colegiului Severinan, care sunt foarte talentați și drept și care participă la multe concursuri
și în afară de cei de liceu care merg la concursuri antidrog de eseuri. Există un întreg colectiv didactic cu multe performanțe atât în rândurile sale cât și transpuse în rândul elevilor pregătiți, dar care nu sunt mediatizați. Prin urmare, mulți profesori fiind nemulțumiți de starea de așa zisă cenzură care este instaurată la nivelul unității de învățământ Severin.